seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O ploaie torențială a inundat Chișinăul aseară. Zeci de autoturisme, troleibuze și o ambulanță au rămas blocate în mijlocul apelor. Nu e posibil într-un oraș, așa ceva se întâmplă. Și în timp ce ploua puternic, o clădire din centrul capitalei a luat foc. Peste 70 de pompieri au intervenit să stingă flăcările care au distrus acoperișul. Iar astăzi, Republica Moldova sărbătorește Ziua Limbii Române. De dimineață, zeci de oameni au venit să depună flori la busturile poieților de pe Alea Clasicilor, unde a fost organizat un concert. Se duc lupte grele în regiunea Herson, ocupată de ruși, pe care militarii ucraineni încearcă să o recucerească. Între timp, o echipă Agenției Internaționale pentru Energie a ajuns în Zaporojie pentru a inspecta centrala nucleară. A fost potop aseară la Chișinău, unde mai bine de o oră și jumătate a plouat torențial. Străzile s-au transformat repede în adevărate păraie, iar sistemul de canalizare a cedat. Zeci de autoturisme, troleibuze și autobuze, dar și o ambulanță au rămas blocate, iar șuvoaiele au inundat și blocuri de locuit. Potrivit IGSU, peste 30 de persoane au fost salvate în timpul intemperiilor din noaptea trecută. Această ambulanță a rămas blocată pe strada Albișoara. Tot pe strada Albișoara, un autobuz cu 20 de pasageri la bord nu a putut înainta din cauza șuvoaielor. Câțiva oameni au încercat să împingă vehiculul pentru a-l scoate din apă, însă fără succes. Apa a ajuns până la scaune, iar pasagerii s-au văzut nevoiți să urce cu picioarele pe ele. Și zeci de autoturisme au rămas blocate, iar șoferii priveau neputincioși cum apa le inundă vehiculele. Șuvoaiele au năvălit și într-un bloc de locuit din sectorul Râșcani. Mulți dintre cei care se plimbau prin oraș au mers cu greu prin șuvoaiele puternice de apă care ajungeau până la genunchi. Doi bătrâni au fost luați de pe picioare în timp ce traversau drumul. Și în sectorul Buiucane a fost un adevărat potop. Pe strada Calea Ieșilor nu se mai vedea asfaltul de sub ape. Deputatul PAS Dumitru Alaiba a postat pe Facebook un filmuleț în care l-a criticat pe primar după ce sistemul de canalizare a cedat. Destul de frumos, așa. Mai smart city, vorba și aia. Purtătorul de cuvânt al primăriei a venit imediat cu un mesaj pe rețelele de socializare, în care a scris că toate serviciile specializate au intervenit pentru a înlătura consecințele ploii. Același mesaj l-a avut și Ion Ceban, care a notat că muncitorii au lucrat în regim de alertă toată noaptea. Potrivit IGSU, peste 30 de oameni au fost salvați, iar 10 mașini au fost tractate în timpul intemperiilor din noaptea trecută. Meteorologii prognozează pentru următoarele zile ploi cu descărcări electrice. Iar dimineață, consecințele ploii erau la suprafață. Pe mai multe străzi, inclusiv Ion Creangă, recent renovat, au apărut cratere imense, iar numeroși copaci au fost doborâți peste mașini și trotuare. Locatarii blocurilor care au fost inundate au fost nevoiți să scoată apa cu căldările. Responsabilii de la primărie estimează pagubele. Subsolul acestui bloc de locuit de pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucane al capitalei a fost inundat noaptea trecută. Câțiva locatari au scos de acolo apă cu căldările. Aici era până la nivelul de jumătate de metru, 30 cm, plin cu apă.
Până la ora 1 am stat și am scos apă. Strășnicii și a fost. A fost o calamitate naturală, practic. Sistemul de scurgere care a fost preconizat pentru bloc nu a făcut față volumului mare de apă. În urma ploilor puternice, o bucată de asfalt a fost smulsă de pe strada Ion Creangă, recent renovată. Șoferii circulau cu prudență în zonă. Noapte chiar a fost strașnic și apă era. Eu am fost în oraș și s-a văzut și Albișoara, Pici, era inundat tare. Era. Dar și calitate cred că nu-i la noi. Responsabilii de la primărie nu au comentat calitatea lucrărilor și ne-au spus doar că reparația străzii nu a fost finalizată, iar agentul economic va reabilita porțiunea. Și pe alte străzi din capitală s-au format cratere. Lângă aceste blocuri de locuit de pe strada Albișoara, chiar pe trotuar, s-a format un crater imens în urma ploilor torențiale. Adâncimea acestuia are câțiva metri, iar potrivit locătarilor, din gaura de canalizare țâșnea apă. Zona nu a fost securizată. Pe strada Albișoara, care ieri a fost inundată, astăzi muncitorii strângeau nămolul cu tehnica specială și cu lopețile. Potrivit IGSU, mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic, iar salvatorii au defrișat circa 10 arbori căzuți peste mașini și trotuare. Totodată au pompat apă din gospodăriile inundate a 14 familii. Acum responsabilii de la primărie sunt în proces de estimare a pagubelor. În timpul ploii torențiale de aseară, acoperișul unei clădiri din centrul capitalei a luat foc. 70 de pompieri cu peste 20 de autospeciale au luptat cu flăcările mai bine de o oră. A fost afectată o suprafață de circa 600 de metri pătrați, iar din fericire victime nu sunt. Cauza producerii incendiului urmează a fi stabilită. Acoperișul clădirii Asociației Nevăzătorilor din Chișinău a luat foc în jurul orei 9 seara. La scurt timp, 10 de pompieri au fost mobilizați ca să stingă incendiul. La fața locului, după numărul sporit de intervenții, au fost antrenate circa 21 autospeciale de intervenție cu un efectiv de trupă și comandă de 72 de persoane. Flăcările au afectat o suprafață de circa 600 de metri pătrați și s-au extins și asupra unei anexe din apropiere. Într-o oră, pompierii au localizat incendiul. Din fericire, victime nu au fost înregistrate, întrucât în momentul izbucnirii incendiului nicio persoană nu se afla în clădire. Acoperișul însă a fost distrus în totalitate. Acum, specialiștii urmează să stabilească cauza producerii incendiului. Zeci de diplomați străini care activează în Republica Moldova vorbesc în limba română. Mă numesc Yoshihiro Katayama, sunt ambasadorul Japoniei la Chișinău. Propoziție exclamativă, așa, interesant, propoziție imperativă. Deci cam mai este ceva de studiat. Ambasadorul Ucrainei sau cel al Japoniei sunt printre diplomații care cunosc limba română. Cât timp le-a luat să o învețe și ce mesaje de felicitare au avut astăzi, vedeți în jurnal. Moldova sărbătorește astăzi Ziua Limbii Române. Așa cum obișnuiesc în fiecare an, politicienii au mers pe Alea Clasicilor, unde au depus flori la busturile poeților și scriitorilor, promotori ai limbii române. Cei mai matinali au fost membrii platformei DA, fiind urmați de câțiva deputați de la PAS, în frunte cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Au lipsit deputații PCRM-PSRM, dar și primarul Chișinăului. Reprezentanții platformei DA au fost primii care au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu astăzi. Este imposibil ca noi astăzi să nu fim aici, pentru că conștientizăm cât este de important să protejăm. Limba română, inclusiv în zilele noastre, are nevoie de protecție. Ulterior, să depună flori au venit și funcționarii de la primărie. Ion Ceban însă a lipsit. A urmat câțiva deputați de la PAS în frunte cu Igor Grosu. Partidul PAS, voi mă sechestrați un an de zile.
La bustul lui Mihai Eminescu, președintele Parlamentului a fost așteptat de câțiva elevi de la Liceul Ion și Doina Aldea Teodorovici, cu care a cântat piesa pentru ea. El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. În grădina publică Ștefan cel Mare au venit și mai mulți scriitori și profesori care au depus flori și au recitat poezii despre limba română. Limba noastră e o comoară în adâncuri înfundate, un șirac de piatră rare pe moșie revărsată. Da, niște cuvinte care iese din suflet, într-adevăr. Totdeauna când o recit, inima mea imaginez, chiar e o comoară. Și acest cuplu din Criulene a venit să sărbătorească Ziua Limbii Române la Chișinău. Am venit anume la sărbătoare, Și vinim în tot anul la această sărbătoare, cu o plăcere deosebită. Ca o tradiție și noi suntem datori, generația noastră, să limba cea română, să o proslăvim și să o transmitim din generație în generație, care vin de urma noastră, să o vorbească cult și să o iubească. Președintele Maia Sandu a transmis astăzi mesaje succinte de Ziua Limbii Române, iar premierul Natalia Gavriliță a dus un omagiu intelectualilor care au fost în prima linie în perioada renașterii naționale. În Republica Moldova, Ziua Limbii se sărbătorește începând din anul 1990. Sărbătoarea a continuat în pași de dans. În grădina publică Ștefan cel Mare a fost organizat un concert dedicat Zilei Limbii Române. Orchestra fraților Advahov a dat tonul, iar oamenii s-au prins în hore. În scenă au ieșit mai mulți artiști, printre care Zinaida Julea, Doina Solac și Gabriel Nebun. În fața scenei instalate lângă havuzul din grădina publică Ștefan cel Mare, oamenii care au venit la concert au încins hore și au dansat pe muzica fraților Advahov. Formidabil! Să fie așa tot timpul! Alături de orchestra fraților Advahov, pe scenă au evoluat Doina Sula, Gabriel Nebunu, Nicolae Glib și fetele din Botoșani. Atmosfera a fost încinsă de Zinaida Julea. Cei veniți la concert ne-au spus că este o tradiție să sărbătorească Ziua Limbii Române în parc alături de artiștii îndrăgiți. O sărbătoare de suflet până la urmă, fiindcă avem încă mult, mult de lucrat în acest domeniu și de tot sufletul mi-aș dori ca limba română să fie așezată în capul mesei. La mulți ani, limba română! Așa, cine v-a plăcut cel mai mult? Ați dansat astăzi? Păi, cum să nu dansez dacă advahovii sunt fantastici? La concert a venit și Svetlana, care s-a refugiat în Moldova din Ucraina la începutul războiului. Deși toată viața a locuit în orașul Odessa, femeia vorbește foarte bine în limba română și susține că a îndrăgit muzica și artiștii din Republica Moldova. Foarte frumos, foarte, noi suntem prima dată, suntem emoționate mult. Astăzi Nicolae Glib, Zinaida Julea, astăzi cântăreții din tinereța noastră. Foarte frumos, gătit. Prima dată aud pe Nebunu și Botoșani. Конечно, хочется, но есть молодые, пусть танцуют молодые. De dimineață pe scenă au urcat mai multe personalități notorii din domeniul culturii, reprezentanții ai Uniunii Scriitorilor și artiști care au recitat poezii despre limba română. Puterea cuvântului este uriașă. O știu bine diplomații, iar cei ajunși în Republica Moldova și-au adunat toată silința și-au învățat limba română. Ambasadorii Ucrainei și Japoniei vorbesc aproape fluent. Potrivit Ministerului de Externe, 10 de diplomați străini care activează în țara noastră vorbesc româna, printre care cel american, bulgar sau ungar. Propoziție exclamativă. Așa? Interesant. Propoziție imperativă. Deci cam... că mai este ceva de studiat. În 1997, Marco Șefcenco, în prezent ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, începea prima sa misiune diplomatică la București, orașul unde a rostit primele cuvinte în limba română. Și la fel ca orice început, a fost greu. Un pas cel mai important era această barieră psihologică, să nu fiu considerat ciudat, să nu îmi fie rușinos să vorbesc incorrect. N-am avut o ocazie să fac niște cursuri așa fundamentale. Încet, încet,
cu dicționarul la mână, cu ziare fiecare zi, cu televiziunea. A tot practicat și exersat, iar după mai bine de un an, limba română a devenit parte din viața ambasadorului, mai ales profesională. Sunt deja mai bine de 20 de ani de când ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova vorbește limba română. Consider că această sărbătoare este una dintre cele mai importante, pentru că reprezintă un pilon de identitate, un pilon de statalitate, un pilon de măcar securitate. Și ambasadorul Japoniei în Republica Moldova vorbește fluent limba română. Atașii va, numai va Katayama Yoshihiro to moșimasu, Nihon Taishii desu. Mă numesc Yoshihiro Katayama, sunt ambasadorul Japoniei la Chișinău. Potrivit diplomatului nipon, Ministerul de Externe din Japonia are un sistem prin care trimite tinerii diplomați în străinătate pentru a învăța o limbă străină. Acum 40 de ani a ajuns la București, acolo unde a învățat limba română. A fost plăcere pentru mine. Eram tânăr, am avut motivație clară. Curiozitatea și mai ales motivația a fost un mare imbold, astfel în fiecare zi cita cărți, răsfoia reviste, dar și poeme. Într-o zi am decis să încep să traduc cea mai cunoscută poezie, care este Luceafărul, de Eminescu. Astăzi, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova a avut un mesaj pentru toți cei care iubesc și respectă limba română. Eu vă felicit pentru faptul că dumneavoastră aveți o limba atât de frumoasă. Bineînțeles, mie îmi place această limba. Îmbrăcat în ei, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Moldova, care de asemenea a studiat limba română, a recitat versuri din poemul În limba ta de Grigore Vieru. În aceeași limba, toată lumea plânge. În aceeași limba, rede un pământ. Și ambasadorul lui Ela Chișinău a felicitat cetățenii Moldovei și a citit versuri în română. Cerul e țesut din stele, luncile din floricele. Numai dorul strămoșesc din cuvântul românesc. Potrivit Ministerului de Externe, zeci de diplomați străini care activează în Republica Moldova vorbesc în limba română, printre care ambasadorii Ungariei sau Bulgariei. A scris prima carte de povești la doar 9 ani. O cunoaștem astăzi pe Valeria, mica scriitoare din Fălești, care se mândrește că pe rafturile bibliotecilor școlare se regăsesc și poveștile sale. Bunico, s-au întors cocorii. În anul acesta sunt 3. Au venit la cuibul lor, pe stâlpul din fața casei noastre. Cum a reușit să adune la 9 ani 9 povești de aventură, ne spune chiar mica scriitoare în câteva momente la știri. Se duc lupte grele în Herson, în timp ce Ucraina încearcă să recucerească regiunea ocupată de ruși, dar experții militari citați de BBC spun că acest lucru nu se va întâmpla rapid. Oficialii de la Kiev au descris ofensiva ca pe o măcinare lentă a inamicului. Potrivit presei ucrainene, explozii puternice se aud încă din zorii zilei în Herson. Și în regiunea rusă Belgorod, de la granița cu Ucraina, dar și în Crimea, s-au auzit explozii în această dimineață. În regiunea Herson au loc lupte grele după ce a început contraofensiva armatei ucrainene. Comandamentul operațional sud al Ucrainei a raportat că 3 poduri cheie peste râul Dnipro au fost lovite cu rachete HIMARS din nou pentru a se asigura că sunt impracticabile. Протягом бойового дня нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по 4 пунктах управління ворожих військ та 4 транспортних артеріях. Каховському, Дарівському та двох Антонівських мостах. Ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання. Totodată, aviația ucraineană a efectuat 16 lovituri asupra zonelor de concentrare a militarilor ruși, armatelor și echipamentelor. A fost distrus un depozit militar rusesc din localitatea Nova Kahovka, regiunea Herson. Un depozit militar rusesc a fost distrus și în localitatea Tokmak, din regiunea Zaporojie. Un ofițer al armatei ucrainene a publicat o înregistrare video cu luptele din orașul Tavrisk, din Herson.
Deși nu este posibilă confirmarea tuturor avansurilor Ucrainei, relatări neverificate și imagini de pe rețelele sociale sugerează că forțele sale ar fi preluat controlul unor sate și au distrus unele ținte rusești în sud. Ministerul rus al apărării însă spune că trupele sale au respins forțele ucrainene, adăugând că unitățile antiaeriene au doborât 10 de rachete lângă Herson. Oficialii de la Kiev au avertizat asupra oricăror așteptări de victorie rapidă. Contraofensiva Ucrainei, prin care vrea să preia Hersonul, va fi o operațiune lentă de măcinare a inamicului, a declarat consilierul prezidențial Oleksiy Arestovici. Ministerul britanic al apărării spune că ucrainenii au împins forțele Rusiei înapoi, o distanță considerabilă în unele locuri de pe linia frontului din sud. Volodymyr Zelensky a declarat că armata Kievului a lansat o ofensivă și a îndemnat pe ruși să fugă sau să se predea. Активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту, і на півдні, і на Харківщині, на Донбасі. Azi dimineață, mai multe explozii au izbucnit în orașul rus Belgorod, a scris pe contul său de Telegram guvernatorul regiunii, acuzând Ucraina. Și în satul Krasnogvardeevskoye din Crimea a luat foc un depozit de petrol. La rândul său, armata rusă a bombardat centrul orașului Kramatorsk din regiunea Donetsk. Trupele rusești ar fi folosit complexul de rachete S-300. Două persoane au fost rănite, o casă de locuit și o clădire de birouri au fost afectate în urma bombardării orașului Kharkov de către armata rusă, declară primarul orașului Igor Terehov. Începe inspecția la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei. O echipă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a părăsit Kievul și a ajuns în Zaporojie pentru a inspecta daunele aduse centralei după ce bombardamentele din apropiere au stârnit temeri privind un dezastru de radiații. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică au pornit în această dimineață de la Kiev spre centrala nucleară din sudul Ucrainei. As you know, we have a very, very important task there to perform, to assess the real situation there, to help stabilize the situation in as much as we can. I am really very conscious of the relevance of this moment, but we are ready. The IEA is ready, so we will be reporting back after the mission. We are going to be spending a few days there. Echipa de 14 persoane, condusă de șeful agenției, Rafael Grossi, a ajuns în orașul ucrainean Zaporojie în jurul orei locale 15 și ar mai fi făcut în mod normal încă 2 ore de condus până la Energodar, unde se află centrala nucleară. Însă misiunea a fost obligată să stea la coadă alături de civilii care traversează de obicei din ambele direcții teritoriile ocupate, deoarece autoritățile ruse au refuzat să acorde permise speciale și să asigure acces preferențial. За что я не собираюсь ускорять этот процесс, пускай стоят в очереди. Я не думаю, что за их такую топорную работу им еще талоны на усиленное питание выдать. Пусть стоят в очереди и поговорят с людьми. Люди им все расскажут, расскажут им правду. Нам нечего скрывать. ТАСС чита азь диминаца авторитетеле де окупације дин Запорожие, каре анонцау антериор ка аштеапте ка мисиунеа са сосеаска ла дестинация абия мъине диминаца. Визита ар фи урмат са дуреze 4 зиле, însă официалии руши инсталаци ин зона ау спус азь ка делегация ва прими акцес дуар пентру о зи. Форцеле русешти ау каптурат централа ла скурт тимп дупа че ау лансат инвазия дин 24 февруарие ин Украина, iar centrala se află aproape de liniile de front. Rusia și Ucraina au făcut schimb de acuzații privind chirurile de obuze care au pus în pericol centrala. Mihail Gorbaciov, ultimul președinte al Uniunii Sovietice, înainte de dizolvarea acesteia, a murit la Moscova la vârsta de 91 de ani. Deținător al Premiului Nobel pentru Pace, Gorbaciov a murit aseară la spital după o boală îndelungată. Liderii politici internaționali au omagiat în cursul nopții activitatea politică a fostului lider sovietic, iar Vladimir Putin a transmis condolianțe familiei. Mihail Gorbaciov, care a încheiat războiul rece fără vărsare de sânge, dar a reușit să prevină prăbușirea Uniunii Sovietice, a murit aseară în Spitalul Clinic Central din Moscova. El avea o sănătate precară de mai mult timp. Devenind secretar general al Partidului Comunist Sovietic la 54 de ani, el și-a propus să revitalizeze sistemul introducând libertăți politice și economice limitate, dar reformele sale au scăpat de sub control. La început, reformele lui au fost cunoscute ca uscarenie, dar mai apoi termenul perestroica a devenit mult mai popular. Что такое перестройка? Что такое перестройка? Свое дело делать честно.
Главная перестройка. Горбачев a încheiat acorduri de reducere a înarmării cu Statele Unite și parteneriate cu puterile occidentale pentru îndepărtarea cortinei de fier care a divizat Europa timp de aproape 50 de ani, ducând la reunificarea Germaniei. Dovei, no provei. Trust but verify. На каждой встрече вы это повторяете. On one hand, that was the end of the Cold War, a symbol of the end of the Cold War. On the other hand, we realized that what will go after that will be very, very difficult and dangerous. Când protestele pro-democrație au cuprins națiunile din blocul sovietic din Europa de Est comunistă în 1989, Gorbaciov s-a abținut de la folosirea forței, spre deosebire de liderii anteriori ai Kremlinului care trimiseseră tancuri pentru a zdrobi revoltele din Ungaria în 1956 și Cehoslovacia în 1968. Dar protestele au alimentat aspirațiile pentru autonomie în cele 15 republici ale Uniunii Sovietice, care s-au dezintegrat în următorii 2 ani într-o manieră haotică. Gorbaciov s-a luptat în zadar să prevină acel colaps. El a demisionat din funcția de președinte al Uniunii Sovietice pe 25 decembrie 1991, marcând sfârșitul oficial al Imperiului Comunist. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Vladimir Putin a calificat destrămarea Uniunii Sovietice drept cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20, în timp ce Mihail Gorbaciov a fost printre puținii lideri care i-a transmis public lui Putin să lase puterea și să plece de la Kremlin. Pe 26 februarie 2022, după începerea așa zisei operațiuni militare a Rusiei în Ucraina, Fundația Gorbaciov vorbea despre necesitatea încetării timpurii a ostalităților și începerea imediată a negocierilor de pace, condamnând pierderile vieților omenești. Susținător al unei politici de apropiere de Occident, a primit Premiul Nobel pentru Pace în 1990. Gorbaciov va fi înmormântat în cimitirul Novodevice din Moscova, alături de soția sa Raisa, care a murit în 1999. Ceea ce a anunțat Gazprom ieri s-a menținut. De la ora 6 dimineață, livrările de gaz din Rusia către UE prin Nord Stream au fost complet întrerupte. Acest lucru este confirmat de operatorii germani de conducte, citați de agenția TASS. Oprirea va dura 3 zile și, conform gigantului energetic rus, a fost făcută pentru a permite reparații la singura unitate de compresie a gazelor aflată în funcțiune la stația Portovaia. Uniunea Europeană acuză Rusia că folosește reducerile livrărilor de gaze ca armă economică. Kremlinul neagă și spune că devine sunt sancțiunile occidentale. În profunzime revine mâine seară la ProTV. În noul sezon, emisiunea va fi difuzată în fiecare zi de joi, începând cu ora 21. Prima invitată este președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Lorena Boxa va discuta cu șefa statului despre criza energetică, balul de alertă cu bombă, statutul de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și războiul din Ucraina. Emisiunea va începe imediat după știrile ProTV de la ora 20 și va putea fi urmărită și live pe site-ul protv.md. La doar 9 ani a reușit să scrie 9 povești pe care le-a adunat într-o carte. Este istoria unei scriitoare de la Fălești care învață în clasa a 4-a și care la o vârstă atât de fragedă și-a lansat în această vară propria carte. Cele 100 de exemplare de poveștile Valeriei urmează să ajungă pe rafturile bibliotecilor din toată țara, iar mai nou mica scriitoare planifică să lanseze și un volum de poezii. Bunico, s-au întors cocorii! În anul acesta sunt 3. Au venit la cuibul lor, pe stâlpul din fața casei noastre. Arde nerăbdare să le povestesc colegilor de la școală despre oaspeții minunați. Îi urmăresc cu drag și observ că de la o vreme, unul dintre cocori stă mai toată ziua în cuib. Acesta este un fragment din cartea Poveștile Valeriei, scrisă de o fetiță de 9 ani, originară din raionul Fălești. Mica scriitoare ne-a povestit că muza i-a venit anul trecut într-o noapte. Mă duceam sub plapumă, îmi luam o lanternă și făceam lumină și luam telefonul în notițe și începeam să scriu o poveste. Și parcă de fiecare dată, parcă la fiecare propoziție ceva plăcea și trebuia schimb. Copila nu le-a spus inițial părinților săi despre nopțile petrecute făcând schițele poveștilor sale, iar într-o seară mama a prins-o cu telefonul în mână. Ce faci tu acolo? Și mi-a spus că
scriu povești. După ce i-a citit textele, mama a încurajat-o să continue să scrie, numai că la lumina zilei. Așa, la vârsta de 9 ani, Valeria a adunat într-o carte 9 povești pline de aventuri pe care a și lansat-o. Stam să am o carte pentru că mă gândeam, uite câtă lume, ia uite, m-am dus la bibliotecă, rafturi erau pline cu cărți și mă gândeam, printre cărțile alea să fie și o carte de-a mea, să mă simt și eu mândră că am și eu o carte. După 2 luni de redactări, schițe și multă muncă, au fost tipărite 100 de exemplare a cărții Poveștile Valeriei. Până acum, Valeria venea la bibliotecă pentru a citi poveștile renumitor scriitori, iar acum, pe rafturi, poate fi găsită și cartea ei, cu propriile sale povești. Fata spune că fiecare poveste are și o învățătură pentru micii cititori. La povestea prima care am scris-o, mă gândesc că îi inspir pe copii să fie buni și să ajute lumea, de exemplu, cum cele două fete au ajutat întregul oraș, că au salvat, că au închis vrăjitoare și de acolo nu mai poate ieși. Deși o mare parte din timp îl dedică cititului și scrisului, Valeria spune că are timp și pentru distracție, pentru că anume la joacă îi vine inspirația. Eu îmi fac timp și pentru joacă, și pentru treabă, și pentru citit, și pentru orice pot să-mi fac timp. Câte un pic în fiecare zi din toate. Mama micuței scriitoare, care i-a fost mereu alături și a susținut-o, ne-a mărturisit că a observat că fiica sa are un talent aparte încă din primii ani ai vieții. Fata a rostit primele cuvinte la doar 6 luni. La un an și 3 luni a recitat prima poezie. Citeam foarte mult, învăța și recita poezii, îi plăcea, are o memorie destul de bună. Și pentru că este un copil cu adevărat deosebit, Valeria este înzestrată și cu alte talente. Vreau să fiu cântăreață. Mie îmi place să cânt. Acolo facem încălziri de voce, jocuri cu cântece, cântăm. Până va cuceri marele scene, însă, mica scriitoare spune că va continua să scrie povești pentru copii și visează să lanseze și o carte cu poeziile sale. Cocorii trăiesc acolo unde este cald, unde există bunătate, acolo unde oamenii sunt prietenoși și săritori la nevoie. Celebra bătaie cu roșii, Tomatina, a revenit după pandemie pe străzile orașului Buñol din estul Spaniei. Mii de oameni s-au îmbroșcat cu roșii, iar străzile s-au umplut de suc de roșii. Mai multe imagini cu distracția colorată vedeți în câteva minute. Ministrii de externe din UE au decis să îngreuneze procedura prin care cetățenii ruși pot obține vize de călătorie în Uniunea Europeană, dar nu au căzut de acord asupra unei interdicții complete cerute de Ucraina și de mai multe state membre. Decizia de azi elimină astfel complet tratamentul preferențial pentru ruși atunci când aceștia solicită vize UE și i-ar obliga să prezinte mai multe documente, făcând întreaga procedură mai costisitoare și de mai lungă durată. UE a fost prea divizată pentru a se putea pune de acord în acest stadiu asupra unei interdicții generale. Ungaria, alături de alte state membre, s-a opus interzicerii vizelor rusești. 5 țări, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda, spun că vor înăspri ele însele politicile de vize dacă UE nu o va face. Inundațiile din Pakistan, care au făcut peste 1000 de morți, au creat un lac uriaș în mijlocul uscatului. Imagini din satelit arată amploarea dezastrului. Revărsarea râului Indus s-a dus la formarea unui lac care în cel mai lat punct are 100 de kilometri. Mari întinderi de uscat sunt acum sub apă. O mare parte din Pakistan este acum sub ape, sate întregi și terenuri agricole au fost înghițite. Imagini surprinse de satelitul NASA MODIS în data de 28 august arată efectul inundațiilor din sudul provinciei Sindh, în comparație cu aceeași zonă cu un an în urmă. În centrul imaginii, o zonă mare de culoare albastru închis arată revărsarea râului pe o întindere de 100 de kilometri lățime, transformând ceea ce au fost odată câmpuri agricole într-un lac uriaș. Potrivit Departamentului de Meteorologie din Pakistan, inundațiile au fost cele mai grave din istoria țării, precipitațiile fiind cu 500% peste medie. Oficialii Națiunilor Unite au descris fenomenul ca fiind un muson pe steroizi. The Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. Today, it is Pakistan. Tomorrow it could be your country. Ploile torențiale și inundațiile au ucis peste 1100 de oameni și au rănit 3554, alte 33 de milioane au rămas fără locuințe.
O fetiță de un an și 8 luni a murit, iar 50 de persoane au fost rănite în timpul unei furtuni cu grindină în Spania. Unele bucăți de gheață erau de mărimea unui ou. Grindina devastatoare a căzut în această după-amiază în orașul catalan Bisbal și a durat 10 minute. Fetița a fost lovită în cap și a murit la spital câteva ore mai târziu. Alte aproximativ 50 de persoane au anunțat că au fost rănite, suferind vânătăi și chiar fracturi. Grindina a distrus acoperișuri, mașini, a doborât cablurile de alimentare și a spart geamurile caselor. Două medalii pentru România în prima zi a Mondialului de natație printre juniori. Aurul a venit în proba masculină de ștafetă, în timp ce argintul pe distanța de 400 de metri. Nu va putea cuceri titluri alături de FCSB. Fotbalistul Vadim Rață, patronul echipei din București, vrea să anuleze transferul moldoveanului de la FC Voluntari. Am vorbit și cu Rață. Acum am explicat cum am gândit și eu, cum s-a gândit și patronul echipei și cred că zilele astea se va face întoarcerea lui la Voluntari. Schimbări și la îngruparea Zimbru Chișinău. Astăzi a fost prezentat noul antrenor. Cine este? Aflați la știrile din sport. Peste 100 de tone de roșii plus curaj până la limita inconștienței. Acestea sunt cele două ingrediente strict necesare pentru Tomatina, cea mai mare bătaie cu roșii din lume, care a revenit pe străzile orașului Buñol din Spania după 2 ani de pandemie. În fiecare an, micul oraș Buñol din estul Spaniei a ieșit pentru o zi din monotonie. Străduțele înguste au fost invadate de mii de tineri dornici de o bătălie în toată regula cu tomate. La Tomatina are loc anual în ultima zi de miercuri din luna august și atrage mulți turiști locali și internaționali. Participanții își pun ochelarii de not pentru a-și proteja ochii, în timp ce hainele sunt pline de sucul roșiilor. Muncitorii de pe camioane au aruncat 130 de tone de roșii de-a lungul străzii pentru ca participanții să le arunce. Până la 20.000 de persoane au participat la festival. Oficialii locali au declarat că se așteptau la mai puțini vizitatori străini în acest an din cauza temerilor continue legate de COVID-19. Lilian Popescu este noul antrenor al formației Zimbru Chișinău. Tehnicianul care a condus gruparea Petru Cub la cucerirea medaliilor de argint în ultimele două sezoane din campionatul intern l-a înlocuit pe Vlad Goian. Popescu spune că principalul său obiectiv este să aducă Zimbru în faza play-off a Superligii Moldovenești. Acest club, mă repet, nu-mi pas lupte pentru locul 7-8. La momentul de față, sarcina și cred că și domnul Ciornă, s-aș să îndea nimerim prime șase. Zimbru Chișinău ocupă locul 7 în campionatul Moldovei cu 3 puncte după 5 etape. Lilian Popescu are la dispoziție 9 meciuri pentru a califica echipa în play-off și a lupta ulterior pentru titlu. Antrenorul a avut un mesaj și pentru fanii grupării de pe strada Butucului. Om face tot posibil și imposibil. Să aștept să aibă puțină răbdare. Înțelegerea dintre Lilian Popescu și FC Zimbru va fi valabilă cel puțin până în luna noiembrie, când va fi clar dacă echipa a acces în faza a doua a Superligii. Colaborarea va continua în cazul unui rezultat pozitiv. Domnul Lilian Popescu a venit pe, dacă nu pe veșnic, cred pe 10-20 de ani. Odată cu venirea noului antrenor, Zimbru a schimbat întreaga componență a stafului tehnic. Fostul tehnician Vlad Goian va rămâne să activeze în structura clubului și va fi antrenorul unei echipe de juniori. Totodată, conducerea clubului Zimbru intenționează să-și întărească lotul cu cel puțin un jucător. Căutam un atacant bun, dar nu pur și simplu așa să luăm atacant. Până a se alătura clubului din Chișinău, Lilian Popescu s-a aflat la cârma formației Petro Cub timp de 5 sezoane. În ultimele două ediții ale campionatului, echipa din Hâncești a devenit vicecampioană.
Lilian Popescu a condus deja câteva antrenamente ale galbenverzilor. Tehnicianul de 51 de ani va debuta pe banca tehnică a celor de la Zimbru duminică în duelul contra fotbaliștilor de la FC Sfântul Gheorghe. Iar fotbalistul Vadim Rață este pe cale să revină la FC Voluntari după nici 3 săptămâni de când s-a alăturat vicecampioanei României FCSB. Conform antrenorului echipei din București, patronul clubului Gigi Becali este nemulțumit de prestațiile jucătorului moldovean și a decis să anuleze transferul. Cu Rață, cum am explicat, cum am gândit și eu, cum s-a gândit și patronul echipei și cred că zilele astea se va face întoarcerea lui la Voluntari. Vadim Rață a ajuns la FCSB acum aproape 3 săptămâni. Clubul din București s-ar fi înțeles cu FC Voluntari să plătească peste 300.000 de euro pentru oficializarea transferului. FCSB nu a achitat încă suma, așa că patronul Gigi Becali ar fi decis să-l întoarcă pe Rață la echipa din Voluntari. Gigi este foarte nemulțumit de Rață. Foarte nemulțumit? Foarte nemulțumit, da. Că a zis, băi, m-am luat după voi, a doua i-a spus că este... Da, noi niciodată nu putem să știm. Vadim Rață a reușit să dispute 3 meciuri în tricoul cele mai titrate echipe din România. În aceste partide, FCSB a obținut un egal, o victorie și un eșec în preliminariile Conference League. Găsește pe moldoveanul Rață, acesta retrimite spre careu, acolo așteaptă rusul Cordea. Boboc a urcat bine, fostul jucător al Farului și vine lovitura. Mijlocașul moldovean a evoluat pentru FC Voluntari în aproape 50 de meciuri, timp în care a marcat de 9 ori. Fotbalistul de 29 de ani nu a comentat situația în care s-a pomenit. Aur și argint pentru România în prima zi de concurs de la Campionatul Mondial de Natație printre juniori. Echipa masculină în frunte cu David Popovici a urcat pe prima treaptă a podiumului în proba de ștafetă 100 de metri, iar Vlad Stancu s-a ales cu poziția secundă pe distanța de 400 de metri. It's going to be the case. Watch him. Lane number 4, David Popovici of Romania, the world record holder. David Popovici a condus echipa României formată din 4 sportivi în proba de ștafete pe distanța de 100 de metri. Sportivul de 17 ani a concurat primul, fiind cronometrat cu un timp record de 47,07 secunde. Colegii lui Popovici au profitat de avantaj și au câștigat medalia de aur cu rezultatul final de 3 minute și aproape 19 secunde. Good last leg by Dinu, by the way. Very good. 49.47 from him. A debutat cu dreptul la campionatul mondial din Peru și Vlad Stancu. Sportivul de 17 ani a cucerit argintul în proba de 400 de metri stil liber, cedând la limită în lupta cu un brazilian. Medal of these 8th FINA World Junior Swimming Championships in Lima. And looks like he's gonna do... Tot în prima zi de concurs de la mondialele printre juniori, două românce au obținut calificarea în semifinalele probei de 100 de metri spate. Vedeta competiției din orașul Lima este David Popovici, favorit în probele de 100 și 200 de metri stil liber. Calificările pe distanța de 200 de metri vor avea loc în această seară. Campioana Moldovei se întărește înainte de faza grupelor Ligii Europei. Șerif Tiraspol a transferat un atacant de la clubul italian Udinese. Brazilianul Felipe Vizeu a semnat în 2018 cu Udinese, însă a evoluat în doar 5 partide pentru italieni. Fotbalistul de 25 de ani a mai fost împrumutat la echipe din Brazilia și Rusia, iar în sezonul trecut a jucat în campionatul Japoniei, unde a reușit 5 goluri și a oferit 2 pase decisive. FC Sheriff nu a oferit detalii ale contractului cu Felipe Vizeu și nici nu a făcut publică suma transferului. Este a doua achiziție a tiraspolenilor din ultimele zile. Săptămâna trecută, campioana Moldovei a adus un fundaș de la gruparea franceză Nice. Rafael Nadal atacă al 23-lea titlu din carieră la turneile de Mare Slam. Cel mai titrat tenismen la acest capitol s-a calificat în runda a doua de la US Open. Rafael Nadal l-a întâlnit pe australianul Rinki Hijikata. Deși este un debutant la competițiile de Mare Slam, tenismenul de 21 de ani a câștigat primul set. Nadal a revenit însă în următoarele 3 acte. Ibericul, considerat al doilea favorit la câștigarea trofeului, a pus punct partidei după peste 3 ore de joc. Three sets to one.
a beneficiat de un bilet în turul 2 și un alt tenismen din Spania, Carlos Alcaraz. Jucătorul de pe locul 4 ATP a câștigat primele două seturi ale duelului cu Sebastian Baez, după care argentinianul s-a retras din cauza unei accidentări. It's done. What a shame. What a shame that is. Adversarul lui Alcaraz din runda secundă va fi un alt argentinian, Federico Coria. De partea cealaltă, Rafael Nadal își va continua parcursul de la US Open într-o partidă contra lui Fabio Fognini. Tenismenele din România, Irina Begu și Sorana Cârstea, s-au calificat în turul 2 de la US Open. Surpriza zilei a fost eliminarea campioanei în exercițiu, Emma Răducanu. Tenismena britanică de origine română, Emma Răducanu, a întâlnit-o în runda inaugurală pe Alize Cornet din Franța. Jucătoarea de 19 ani, care deține trofeul de la US Open, a cedat în două seturi cu un dublu 3-6. Răducanu, clasată la moment pe locul 11 WTA, va avea o cădere de circa 70 de poziții în clasamentul mondial. În paralel, Irina Begu a obținut o victorie spectaculoasă în fața tenismenei Elis Mertens, deși nu era favorită la câștigarea meciului. Românca de pe locul 42 în circuitul feminin a pierdut în primul set, dar a revenit în forță în următoarele două acte, triumfând după aproape două ore și jumătate de joc. S-a calificat în turul 2 și Sorana Cârstea. Sportiva de 32 de ani a învins-o în două seturi pe nemțoaica Laura Ziegemund. Sorana Cârstea o va întâlni în turul 2 pe Belinda Bencic, iar Irina Begu este favorită la victorie în partida cu o jucătoare din China venită din calificări. În prima rundă de la US Open au fost înregistrate mai multe surprize, fiind eliminate tenismene ca Naomi Osaka, Elena Ostapenko sau campioana de la Wimbledon, Elena Rybakina. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022-213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. Să aveți o seară frumoasă!